Președintele Cartel Alfa, filiala din Mehedinți, împreună cu secretarul general Petru Dandea, au organizat o conferință de presă la sfârșitul săptămânii trecute, unde au explicat, printre alte revendicări, că cer modificarea legislației muncii. Atunci când spui că într-o fabrică nu poți avea decât un singur sindicat reprezentativ, logic că dacă el are 50% plus 1, nu mai poate exista un al doilea, nu? Ei, această condiție introdusă în legea din 2011 rămâne, din păcate, în proiectul de lege actual și nouă nu ne convine acest lucru, dar cu toate acestea considerăm că proiectul care l-am negociat la Camera Deputaților este un proiect care vine cu niște îmbunătățiri. Secretarul general Petru Dandea împreună cu președintele Cartel Alfa, filiala Mehedinți, a organizat la sfârșitul săptămânii trecute o conferință de presă prin care cer ca salarizarea în domeniul privat să fie respectată. De asemenea, vor ca angajații să fie plătiți corespunzător în funcție de studiile absolvite și fără discriminări. În România avem 1.500.000 de salariați plătiți cu salariul minim la această oră. De ce? Pentru că singurul act normativ pe care l-am avut la nivel de convenție, de fapt, era contractul colectiv de muncă unic la nivel național, care interzicea unui patron să plătească salariul minim unui muncitor calificat. Acel contract a dispărut pentru că legea C62 a interzis pur și simplu direct negocierea unui asemenea tip de contract. Reprezentanții Cartel Alfa solicită formațiunilor politice cu reprezentare parlamentară să voteze raportul Comisiei pentru Muncă și să adopte proiectul prin care ar modifica legea 62 din 2011 a dialogului social. Opinăm și noi, ca și filială, ceea ce mai devreme secretarul general al Confederației vă spunea, că actul normativ ce urmează să fie luat în discuție în plenul Camerei Deputaților de modificare a legii 62 nu face altceva decât creează o stare de echilibru, de normalitate în viața angajaților din România. Nu putem să spunem că se creează dezechilibre între muncitori și patroni, fiindcă știm cu toții și în această categorie sunt oameni de diferite feluri. Sunt patroni ideal care plătesc bine, țin la forța lor de muncă și muncitorii sunt fideli acelor companii. Însă sunt și situații în care, așa cum dumneavoastră foarte bine prezentați prin prezența noastră în diferite locuri, în semn de solidaritate, în diferite părți ale țării, județe ale țării, când protestam împotriva unor abuzuri din partea angajatorilor, tocmai acesta este, până la urmă, dezideratul nostru, ca legea 62 să se modifice și muncitorii să fie corect și just reprezentați prin forța pe care, prin atributul constituțional de liberă alegere și asociere, au făcut-o prin constituirea într-un sindicat.